Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vorbim despre haters. Da, după cum știți, un YouTuber are mai mulți haters. Și aceștia pot să devină din ce în ce mai agresiv, mai în comentarii. Deoarece nu le place munca ta sau ce vor să fac acasă, dar nu au cum. Deci, da, haterii apar din mai multe chestii și asta nu e... Da. Haterii pot să apară din mai multe chestii, cum ar fi face treaba foarte bună, să sunt geloși, să știi ce faci, sau că doar vor să te facă pe bine, să te lași de ce faci. Oricum, eu am întâlnit până acum hate-uri, pentru că eu am mai multe canale de stice. Am un canal în Suedeză în care mai postez câteodată și acolo am mulți hate-uri. Am vreo 20 de hate-uri. Nu le dau bani, nu le dau nimic, dar nu știu, mă uit la comentarii. Nu mă uit la comentariile lor. Cum am văzut că e ceva de hating, nu mai citesc comentariul, ci las. Oricum, haterii, după cum știe toată lumea, sunt oameni normal ca toată lumea, doar sunt geloși ca alții. Da, eu n-am fost niciodată un hater și nici nu vreau să fiu, pentru că mi se pare că e foarte nașpa, adică să te duci la cineva pe canal și să zici, hei, știi, tu... nu-mi place să faci, adică da, nu-mi place și hai să te să faci pe alții să chiar același lucru, dar nu este timpul așa. Oricum, haterii, scopul lor e să te bagi într-o depresie, ca după aceea depresie să fii în spațiu, cum ar veni. Da. M-am uitat după telefonul meu pentru că am primit o mesaje chiar acum. Dar nu o să mă uneam. Da. Oricum. Da, asta e la hater. Deci ei vor ca să ne bage până în toată depresie ca să nu mai facem ce ne dorim. Mulți îi doresc să fac YouTube, de-aia fac YouTube și eu ar zice că ar trebui să fim acum toate cât mai aproape, cât mai bine dezvoltat și cât de genul. Iar haterii nu ar trebui să ne bagi într-o depresie, pentru că o să fim sincer. Până la urma urmei, nu te place toată lumea. Sunt oameni care te plac, sunt oameni care nu te plac. Nu poți să-i... Nu poți să-i faci pe toți să te placă ceva în genul. Da. Dar ca hateri am văzut mult și cunosc și un prieten al meu care face hating. De fapt a fost prieten cu mine, nu mai e. Face hating la cel mai bun YouTuber din Suedia, care zic eu că e cel mai bun, pentru că eu am două categorii, români și suedezi. El a zis că ei sunt praf, sunt așa și așa, și am zis, băi, nu. Oricum, da, după cum vedeți, e lumina afară și asta e sâmbătă. Da, o săptămână liber, aia am vrut să vă spun și asta. Asta și hateri. Nu fiți hateri și încercați să fiți cât mai deschiși. Nu lasă totul în serios. Unii mai pun și glume. Fac un hating, cum ar veni. Deci nu te urăsc, dar fac o glumă. Nu-i bana, nu le fac. Deci lasă-i în pace. Pentru că nu știi că s-ar putea ca ei cu timpul să realizeze că au făcut rău ce au făcut și
să vor opri din urmă. De aia, trebuie să le dăm o șansă și haterilor să se refacă mai bine. Oricum, asta a fost despre hateri, cum văd eu haterii. Îi văd ca niște oameni normali care fac ceva spontan. Adică nu putem să spunem că e premeditat, mai bine. Sunt mulți hateri care sunt pe YouTube, nu apei pentru hate. Dar ei se numesc, cum zicem, oricum, într-un fel de judecător, într-un fel ăla, mai ales în YouTube-ul suedez, este ceva care judecă calitatea video, judecă orice. Deci te judecă pe tine ca persoană, da. E, canalul meu în Suedia a fost judecat de un acest hater și-a spus, băi, domnule, eu am zice să te lași de YouTube pentru că nu ai cameră, nu ai asta, nu ai asta. La care eu i-am răspuns, băi, eu tot așa fac. Nu știu de cine, dar eu fac. Așa că, scuze dacă îți strâng visele. Dar, asta a fost. Nu uitați, săptămâna asta vor apărea mai multe videouri. Și astăzi încă mai apare un mult, foarte ciudat. E ora 2, să se începe un tweet. Oricum, eu am fost tratorul meu și data viitoare, nu uitați, bonus astăzi, cam la ora 3, nu, ora 5, 6, ce unde. Oricum, eu am fost tratorul și ne vedem data viitoare. Hai!